אקטיביסט של העם היהודי, להיות ככל עם ועם, עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. Bună ziua tuturor! Bine ați venit la un nou episod al echipei El Nifla, de data aceasta într-o zi de sărbătoare. Așa e, azi sărbătorim ziua independenței în Israel, 72 de ani de la înființarea statului. După cum vedeți, noi suntem pregătiți de această sărbătoare. Avem aici steagul Israelului și ce e ziua independenței dacă nu te bucuri din plin în această zi, în toate modurile posibile. Măcar de ziua independenței să ne simțim și noi ca niște copii, să ne bucurăm ca niște copii. Ziua Independenței e una din sărbătorile mele preferate și una foarte specială pentru poporul evreu care are toate motivele să se bucure în această zi. Imaginați-vă că ei au tânjit timp de mii de ani să se reîntoarcă în țara promisă lor și strămoșilor lor. Într-adevăr, ce bucurie trebuie să fi fost în data de 14 mai a anului 1948, atunci când primul prim-ministru al Israelului, David Ben-Gurion, a citit în auzul tuturor declarația de independență. Dar, reiese o întrebare... De ce declarația de independență a fost citită pe 14 mai 1948 și de ce noi astăzi sărbătorim această zi a independenței pe 29 aprilie? Răspunsul la această întrebare este că în fiecare an data calendarului creștin se schimbă pentru că toate sărbătorile evrești sunt ținute după calendarul evresc. A trebuit să arătăm telespectatorilor noștri cum arăta acea bucurie, nu crezi? În următoarele filmulețe puteți vedea mici secvențe de la Declarația de Independență a anului 1948. Mandatul britanic avea să se termine în țară pe data de 15 mai 1948. David Ben-Gurion a declarat independența statului Israel cu o zi înainte de terminarea mandatului britanic, adică pe 14 mai 1948. A trebuit să se grăbească pentru că era o zi de sâmbătă și ca să nu încalce sabatul, a făcut lucrul acesta vineri la ora 4 înainte de intrarea sabatului. De asemenea, dacă ar fi așteptat după terminarea mandatului britanic și după ieșirea sabatului, ar fi putut pierde țara împotriva arabilor palestinieni și împotriva multor națiuni din Orientul Mijlociu care voiau să pună mâna pe țară. Au avut o singură șansă și s-au folosit de ea bine. L-ați văzut pe David Ben-Gurion citind declarația de independență, oamenii bucurându-se, aplaudând și dansând. Poporul Israel e bogat în dansuri evrești și este un mod de exprimare a bucuriei. Următoarele imagini le vedeți pe străzile din Tel Aviv în anul 1948, după citirea declarației de independență. Bucuria lor e de înțeles. Mulți dintre ei erau noi imigranți, victime ale Holocaustului, care în sfârșit au ajuns acasă, de la un coșmar groaznic la un vis devenit realitate. Unul din obiceiurile acestei zile de sărbătoare este să se pună steagul Israelului la fiecare locuință, fiecare loc public și pe fiecare mașină. De fapt, este mai mult decât un obicei scris în lege. David Ben-Gurion a inclus în legea israeliană lucrul acesta în anul 1949. Și dacă tot vorbim despre steagul Israelului, ar trebui explicat și ce reprezintă. Steagul Israelului este în culorile alb și albastru, care sunt culorile șalului de rugăciune, talit, pe care Dumnezeu poruncește evreilor să-l poarte. Putem citi lucrul acesta în Numeri, capitolul 15. Steagul este format din două linii care reprezintă drumul evreilor prin pustie atunci când au ieșit din Egipt, din robie, înspre țara Canaan, țara făgăduită. De asemenea, este format din steaua lui David, care a devenit un simbol evresc cu multe secole în urmă. Această stea nu are neapărat referință biblică, dar este menționată în Numeri, capitolul 24, versetul 17, ca o stea care răsare din Iacov, făcând referire la Mesia care trebuia să fie din linia genealogică a lui David. Steaua lui David este formată din două triunghiuri. Cele trei vârfuri ale triunghiului de sus reprezintă pe Dumnezeu, țara ca și populație și țara ca și întindere geografică. Iar celălalt triunghi cu vârful în jos reprezintă pe cei trei patriarhi ai poporului evreu, pe Avram, Isaac și Iacov. Ce mod mai frumos de a termina acest video decât cu profeția împlinită a lui Dumnezeu despre Israel, care se găsește în Isaia, capitolul 66, versetul 8. Cine a auzit vreodată așa ceva? Cine a văzut vreodată așa ceva? Se poate naște oare o țară într-o zi? Se naște un neam așa dintr-o dată? Abia au apucat-o muncile și fica Sionului și-a și născut fiii. Cred că anul acesta e singurul an din istoria statului Israel în care nu putem ieși să sărbătorim public.
dar îi mulțumim lui Dumnezeu că avem o țară, un stat și că El, Dumnezeu Tatăl, e credincios și își împlinește întotdeauna promisiunile. Amin la aceasta! Distribuiți acest video și prietenilor dumneavoastră și sărbătoriți împreună cu noi cei 72 de ani de independență a Israelului. Acest episod este al doilea dintr-un lung șir de episoade informative despre Israel. V-au prezentat acest episod Daniel Stange și Adelina Stange Matei, tată și fiică, ghizi licențiați în Israel. Vă așteptăm în următorul episod. Și acum, la sfârșit, pentru că mulți dintre dumneavoastră ne-ați sugerat să vă învățăm anumite expresii în limba ebraică, vrem să vă învățăm o singură expresie în limba ebraică de data aceasta, care se spune cu ocazia sărbătorii de independență a Israelului, și această expresie înseamnă o zi a independenței fericite, Yom Atzmaut Sameach.